Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Motru au identificat în trafic un tânăr de 27 de ani din Comuna Slivilești, în timp ce conducea un autoturism pe strada tineretului din Municipiul Motru, iar în urma testării cu aparatul Drag Test, a reșit faptul că tânărul ar fi fost sub influența unor substanțe psihoactive. Conducătorul auto a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice de sânge, în cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice de către o persoană aflată sub influența alcoolului sau a altor substanțe.